Dragii mei, ne bucurăm să fim în această seară împreună cu dumneavoastră aici și dorim ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți și pe noi care am venit, unii mai de aproape, alții mai de departe. Mă gândeam să spun câteva lucruri despre Iona în această seară, dar am rămas la cuvântul pe care fratele Iosif l-a citit. Înainte de a spune câteva lucruri și apoi să ne rugăm Domnule, aș vrea să vă aducem salutările fraților din Springfield, Missouri, unde locuim. Sunt aici împreună cu soția mea, Mariana, și frații de acolo au transmis harul și pacea Domnului pentru dumneavoastră aici și să aveți mult succes și progres în lucrarea pe care o faceți aici pentru lucrarea Domnului și pentru frații de aici. Mă bucur să mă întâlnesc din nou cu fratele Nelu Cosma, numai ce ne-am despărțit luni dimineața. El a fost la noi la Springfield, la un botez, care l-am avut duminica trecută, și ne bucurăm să fim aici. Ne vedem cu cuscrii noștri, fratele Daniel și sora Tabita, și prieteni, fratele Iosif, fratele Cristi, și toți că sunteți aici. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Îmi pare rău pentru cei care nu înțelegeți limba română deloc, dar dacă aveți aparatul de tradus, și pentru tinerii noștri care probabil și ei pot să ia acel aparat, dacă nu, încercați să înțelegeți cât mai mult limba română, pentru că nu aveți nimic de pierdut. Domnul să vă binecuvinteze. Și vreau să spun în această seară, din textul care l-a citit fratele Iosif, vreau să spun câteva lucruri. Pe când vorbea Petru și Ioan, norodului, au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și i-au aruncat în temniță până a doua zi, căci se înserase. Ce vreau să vă spun, dragi frați și surori, care suntem aici în această seară, și lucrul acesta aș vrea să mi-l spun mie, în primul rând, vreau să vă spun că întotdeauna, în istorie, de la apostoli până la noi și de pe vremea Domnului Iisus până la noi, Evanghelia Domnului a avut împotrivire și a avut dușmani. Deci, din totdeauna, uitați-vă, revenind la vremurile pe care noi le trăim, Evanghelia Domnului, parcă noi spunem că n-a avut niciodată așa dușmani cum are astăzi. Cel puțin America, dintr-o țară creștină, uitați-vă cum s-a împărțit în state democrate și republicane, ați fost probabil de când sunt ei, dar mai cu ani în urmă și mai ales în prezent, se vede clar, am văzut și astăzi mergând undeva să mâncăm, când am coborât din avion, am intrat într-un magazin, într-un restaurant să mâncăm acolo și am văzut pe toți stâlpii din acea parcare niște steaguri care erau puse acolo, și am înțeles despre ce vorbeau. Au luat cuvântul lui Dumnezeu, o făgăduință a Domnului din vechime, pe care Domnul a pus-o după potopul care l-a trimis prin ape peste pământ, și și-au făcut steagul lor. Un steag care nu mai corespunde cu ceea ce este în Scriptură, ci este un steag al nelegiuirii. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu, adevărat și real, a avut împotrivire. Uitați-vă la voi la școală, uitați-vă la locurile de muncă. Cum vrei să-i spui ceva omului despre Dumnezeu, despre mântuire? Și la Springfield și în alte părți. Sunt unii oameni care, poate la Springfield mai ușor, că încă statul este majoritatea, cum se spune, republicani, oameni încă cu frică de Dumnezeu. Dar întâlnești oameni când ai vrea să le spui ceva despre Dumnezeu, imediat acționează invers. Mi-au spus de câteva ori, în câteva cazuri, când am început să-l întreb, tu ești creștin? Tu-l cunoști pe Dumnezeu? Tu te duci la biserică? Tu te rogi? Tu crezi în Iisus Hristos? Tu ești un mântuit al Domnului? Și mi-a spus așa, please, nu spune nimic de asta. Nu mă interesează, nu sunt curios, nici nu vreau să aud. Eu nu cred că este Dumnezeu, eu nu cred că a fost Iisus Hristos, eu nu cred ce vorbiți voi, creștinii. Dintotdeauna, uitați-vă și aici, imediat după
învierea Domnului, imediat după înălțarea Lui la cer, imediat după pogorârea Duhului Sfânt, au venit la ei și încă cine au venit la ei? Cărturarii și fariseii din vremurile acelea. Parcă n-ar fi suficientă lupta care vine din afară peste biserică, când în biserici sunt atâtea lupte. Sunt atâtea lupte și atunci saducheii, cărturarii, bătrânii norodului, ăștia erau liderii religioși ai poporului evreu. Nu erau niște oameni care nu știau nimic de Dumnezeu. Dar uitați-vă câtă împotrivire s-a arătat, numai pentru că acești oameni nu erau ca ei. Nu ești ca mine, anatema. Nu vii la biserica unde merg eu, pierdut. De parcă la noi în mână ar fi dosarul și registrul cu mântuiți și nemântuiți. Ai batic, ești mântuită. N-ai batic, în iad. Ai cravată, nemântuit. N-ai cravată, direct lângă Avram. Povești! Da, astea sunt niște povești. Vreau să vă spun, dragii mei, Evanghelia Domnului Iisus a avut întotdeauna împotriviri și unele din potrivirile alea le-am creat noi între noi. Uitați-vă aici, au venit foarte necăjiți pentru că învățau pe norod și vesteau în Iisus învierea morților. Când spui cuvântul Iisus, spui totala Evanghelie, de plină. Nu mai este nimic de adăugat. Că am pus noi condimente din Banat, din Suceava, din Moldova, din Ucraina, de la Baia Mare, avem noi condimentele noastre cu sare, cu piper, mai usturătoare, mai dulci, mai cu miere de albină, mai cu cine știe. Nu! Evanghelia este una singură, Logosul întrupat, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, fiindcă așa a vorbit și prorocii, și așa a spus însuși Iisus Hristos. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu. Ce a dat? A dat Evanghelia. Ne-a dat mântuirea, ne-l-a dat pe Hristos. Logosul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, dragi tineri, ce vreau să vă spun, întotdeauna, poate ați văzut lucrul acesta, l-a străit voi. Când vrei să spui unui coleg despre Domnul, despre mântuire, parcă atâta împotrivire. Nu e așa că dacă spune mama, tata ceva și ție nu-ți place, imediat în tine se naște împotrivirea. Că nu-ți place, mă fată, de ce nu vrei? Mă băiete, de ce nu asculți? Și multe din astea, împotrivire. Pentru că întotdeauna cel ce se împotrivește Evangheliei, care vine de la Dumnezeu, este un duh care vine de la diavolul. Cine are Duhul Sfânt n-are cum să se supere pe Evanghelie, chiar dacă Evanghelia de multe ori este ca o foarfecă care mai taie. Pentru că în orice grădină, nu așa că în fiecare primăvară, facem curățenie în grădină, toamna din nou, dăm foc, tăiem crengi. Credeți că Domnul nu are voie să facă așa în grădina Lui care este biserica? Ba da, are voie, pentru că stăpânul grădinii nu sunt eu, nu sunt păstorii, nici prorocii. Stăpânul grădinii este Dumnezeu prin Hristos. Și Domnul să ne binecuvinteze, deci... Eu, sfatul meu este să vestim cuvântul Domnului așa cum este El, curat, infailibil, așa cum l-am primit. Că altfel, spunea Pavel corintenilor, că degeaba am crezut. Spunea el corintenilor, vă fac cunoscut Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, prin care sunteți mântuiți și în care ați rămas și ați crezut. Dar dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o altfel, degeaba ați crezut. Apoi aș vrea să vă spun, dragii mei, că dacă Evanghelia are împotrivire, noi trebuie să ne facem partea noastră, că prin asta oamenii, așa cum au înțeles atunci, auziți un verset care mi-a rămas în minte și îl știam și dinainte, dar și în această seară, parcă mai mult, când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și Ioan, adică îndrăzneala lor, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari. Adică necărturari înseamnă oameni fără școală, oameni fără teologie, care n-au fost decât cu pești, cu barca pe lac, la pescuit. Dar oamenii aceștia, auziți, erau oameni necărturari, neșcolați și oameni de rând, dar au priceput că fuseseră cu Iisus. Slăvit să fie Domnul! Să priceapă oamenii. Bă, unde e fata asta, e deosebită? Ce se întâmplă cu tine? Cu tine e ceva deosebit. La locul de muncă, la business, oriunde ești, să vadă oamenii că tu ești deosebită, deosebit. Să priceapă. Au priceput că fuseseră cu Iisus. Știu ce măcar cei din casa ta că tu umbli cu Iisus?
Soția ta, dacă ar depune o caracterizare, cam ce ar scrie despre tine? Mă, ăsta merge cu Iisus, dar când îl apucă nervii... Nu? Mă, asta merge cu Iisus, dar când se scapă cu gura... Nu? Mă, ăsta umblă cu Iisus, e păstor, dar bă, să nu cumva să îl calci pe bombeu... Nu? Ce pricep oamenii? Și știți cine e în jurul nostru cel mai bine? Cei apropiați. Vreau să vă spun... Și am întrebat pe mulți frați bătrâni, frate, când ai să te duci la Domnul? Și pe tinerii putem întreba, cam ce ai vrea să se vorbească în jurul sicriului? Că de obicei în jur la toate sicriele se vorbește frumos. Dar vreau să vă spun că aia n-are, deja e apă de ploaie. Deci nu l-a iubit toată viața, nu l-a respectat toată viața și când a murit, vii și tu cu coroana cu flori. Ce fariseu mare! Ce fariseu mare! Deci nu l-ai iubit toată viața, nu l-ai apreciat toată viața, toată viața l-ai vorbit de rău sau ai vorbit-o de rău și bă, dintr-o dată te-a apucat și pe tine când ăsta e în sicriu, când nu mai știe nimic. În jurul la toate sicriile unde am fost la mormântări, la foarte multe mormântări, se vorbește numai de bine. Mă, toți sunt sfinți după ce mor. Toți sunt sfinți. Ar putea și noi ca ortodoxi să deschidem un calendar, că vă asigur că am avea cu ce-l umplea. Am mai avea cu gelul umplea. Dar vreau să vă spun că în viața aceasta cât trăim, dragii mei, la Seattle și la Springfield și la San Antonio și peste tot, oamenii trebuie să priceapă că noi umblăm cu Iisus. Să spună da, pe el se vede că umblă cu Iisus. Nu este lacom, nu este rău, nu este vorbitor de lucruri rele, nu glume proaste. Nu? Să priceapă oamenii. Că vreau să vă spun... Că Biblia spune în proverbe că nu pune gura ta să te laude. Bă, atât am făcut eu, așa sunt eu de bun, așa sunt eu de grozav. Nu, lasă să te laude gura altora. Și mai trage cu urechea, că și Domnului i-a plăcut lucrul ăsta. O întrebat într-o împrejurare Domnul pe ucenicii din jurul lui, cine zic oamenii că sunt eu? Și fiecare, cu mai de care, pe unii zice că ești Ilie, unul că ești Ieremia, unul că ești Ioan Botezător, unul că unul din proroci. Vreau să vă spun, au fost astea neadevărate caracterizări? Nu, au fost chiar bune, dar n-au fost cele reale. Cea reală a fost când a venit Duhul Sfânt peste Petru, peste fricosul de altădată și a spus cu tărie, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. Și Domnul îi spune, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. Deci vedeți dumneavoastră, trebuie să fim câteodată atenți și ce se spune dincolo de biserică despre noi. Și ce se vorbește și prin geaburi despre noi. Nu? Pe la biserică, mă, la dumneavoastră, începând de aici, aproape toți demn de pus în tablou. Nu? Toți. Împreună cu mine. Bine că și eu vreau să fiu în tablou. Să nu fiți dumneavoastră singuri, da. Dar vreau să vă spun că asta n-are nicio valoare. Valoarea este ce a spus Domnul, că lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci cum mai zice, pocăiții să fie pocăiți afară. Și atunci când vin aici în biserică, prezenta Domnului coboară peste noi și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Ori pe unde ajungeți, să priceapă, să vadă oamenii că dumneavoastră și noi toți umblăm cu Domnul Iisus. Apoi, dragii mei, să știți cât o să trăiți pe acest pământ împreună cu mine, că numele lui Iisus este putere. În numele lui Iisus a fost, este și va fi putere. Cel ce te-a mântuit pe tine încă mai poate mântui. Cel ce te-a iertat pe tine și pe mine încă mai iartă și astăzi, pentru că nu s-a dat oamenilor un alt nume, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți, decât numele lui Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. În numele lui Iisus a fost și este putere, pentru că Pavel spunea evreilor, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Domnul să vă binecuvinteze, dragii mei, și să ne ajute Domnul cât om trăi pe acest pământ, să predicăm Evanghelia chiar dacă avem împotrivire, chiar dacă vor veni din biserică să spună, bă, tu nu vezi că
nu le prea legi. E o împotrivire, nu o pune la inimă, du-te înainte, luptă-te, trăiește Evanghelia și înainte să o predicăm, să ne ajute Domnul să o trăim și să o punem în practică, apoi să ținem minte lucrul acesta, dragii mei, și să priceapă în viața noastră și să vadă oamenii că noi umblăm cu Iisus și apoi să se vadă noi puterea numelui lui Iisus în toate și Domnul să lase peste adunarea dumneavoastră puterea numelui Său. Să facă aici Domnul vindecări, să mântuiască, să boteze în continuare cu Duhul Sfânt, să trimită peste dumneavoastră ploaia de la cincizecimii. Și ori de câte ori vă adunați aici, aici să se întâlnească cerul și pământul. Lăudat să fie Domnul! Lăudat să fie Domnul! În numele lui Iisus este putere! Amin! Haideți să ne ridicăm la rugăciune! Lăudat să fie Domnul!